Bună ziua tuturor! Bună ziua! Salut! Noi v-am luat de la lecție, probabil. Nu, să aveți... Solvența! A, voi să înțeleg deja... Pregătire de examen, înseamnă. Ok, doamnă rector, dacă începeți dumneavoastră, și mergem. Domn ministru, doamnă secretar de stat, dragi elevi, stimați oaspeți, astăzi este un eveniment deosebit la noi în Colegiul Alexei Matievici și noi suntem foarte onorați că Ministerul Educației și Cercetării a ales pentru a promova profesia de pedagog anume instituția noastră. Noi suntem cea mai mare instituție profesional-tehnic cu profil pedagogic și suntem un centru didactic și metodic pentru celelalte colegi care au specialitățile pedagogice. Sunt bucuroasă să vă avem în vizită la noi și vreau să menționez că din cei 1045 de elevi care avem în Colegiul Alexei Matievici, 117 elevi sunt, 603 elevi sunt la profil pedagogic. Acestea sunt două specialități, deci învățământ primar, calificare educator și educație timpurie, învățământ primar, calificare învățător și educație timpurie, calificarea educator și conducător muzical. Dacă să ne referim la repartizarea în câmpul muncii, deci undeva jumătate din absolvenții noștri se încadrează în câmpul muncii, repartizați, și majoritatea din ei aleg să-și continuă studiile la facultățile cu profil pedagogic. În contextul acesta, aș vrea să îndemn toți absolvenții instituțiilor cu profil pedagogic să aleagă această minunată profesie, dascăl, profesor și să continue formarea tinerii generații. Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim, doamna directoare! Bună ziua tuturor încă o dată! Noi am ținut foarte mult să venim la voi din două motive. În primul rând, pentru că noi suntem în procesul de promovare a profesiei pedagogice și am lansat această campanie Fii Pro, alege să fii profesor. Văd că aveți și stickerele și puteți găsiți și mai multe informații despre tot ce poate oferi această minunată profesie pe pagina web fiipro.md. Și nu în ultimul rând, pentru că acum este momentul ca voi să luați o decizie și noi ne străduim să creăm condiții mai bune ca decizia să fie mai clară și mai simplă pentru voi de a merge în instituțiile de învățământ. Noi ne-am întâlnit cu o parte din reprezentanții Consiliului Elevilor de aici la colegiu și au avut niște idei foarte bune care noi le-am pus în practică. Și sunt câteva noutăți care e bine să le cunoașteți. Deci, în primul rând, acea indemnizație de încadrare pentru absolvenții de colegi o să majoreze până la 160.000 de lei, pentru absolvenții de universitate până la 200.000 de lei cu angajamentul că rămâneți în educație timp de 5 ani de zile. Și mai mult ca atât, iarăși a fost o solicitare din partea colegilor voștri, că în momentul în care alegeți să mergeți la fără frecvență, noi să vă acoperim costurile la contract. Deci acum, oferta pentru voi arată în felul următor. Puteți învăța gratuit la pedagogie, aveți bursă de două ori mai mare decât era unul în noiembrie, luați indemnizația din cadrare și respectiv, așa, eu cred că e un pachet financiar destul de atractiv pentru un tânăr specialist pentru a alege să meargă în profesia asta. Noi contăm foarte mult pe voi, pentru că voi deja ați făcut primul pas și ați ales odată de principiu să studiați pedagogia. Mai mult ca atât, cred că ați trecut printr-un stadiu de practică și eu sper că el cred că a fost nou pentru voi, poate nu toate așteptările și modul în care v-ați imaginat lucrurile s-au produs, dar a fost o primă încercare și v-a motivat și mai mult să mergeți și să contribuiți la dezvoltarea viitoarei generații. Noi contăm tare mult pe voi, reparăm și un cămin acum la Universitatea Creangă și la Universitatea de Stat. În colegiul vostru s-au făcut investiții din proiectul Băncii Mondiale și sunteți în proces de reparație a mai multor seri de studiu. Exact același lucru se întâmplă și la USM și la Creangă și noi o să continuăm să investim pentru că vrem să modernizăm condițiile de studiu. Dar avem mare nevoie de voi. Doamna Rusu o să vă prezinte cumva opțiunile care sunt în Chișinău și în întreaga Republică. Deja pornind de la specialitățile pe care le aveți,
aveți posibilitatea să decideți în ce școli vreți să mergeți. Noi o să fim alături de voi la fiecare pas, deci nu o să fie un proces descentralizat, ministerul o să fie super mega implicat, voi aplicați, noi vă punem în legătură cu școala, dacă întâmpinați anumite dificultăți, eventual în procesul de încadrare, iarăși noi o să fim, alături. Avem din septembrie și o rețea de mentori care o să funcționeze în școli, respectiv o persoană care o să fie salarizată anumit pentru a vă susține în procesul ăsta de încadrare, ca tranziția de pe băncile colegiului sau facultății în fața auditorului și în fața elevilor să fie una mai simplă. Așa că noi tare mult sperăm că voi o să dați curs invitației noastre și cu tot pachetul ăsta de beneficii și nu în ultimul rând cu motivația voastră interioară o să alegeți până la urmă să mergeți în fața elevilor și să ne ajutați să punem umărul la o generație pregătită pentru provocările secolului 21. Mă bucur să vă văd și sperăm să ne revedem în școală începând cu luna septembrie. Mersi! Doamna Rusu! Eu vin la calculat. Într-adevăr, dragi absolvenți, astăzi am anunțat sau am făcut publice funcțiile vacante în instituțiile noastre de învățământ general. Statisticile arată nu prea încurajator pentru noi cei de la Ministerul Educației, dar mai frumos pentru dumneavoastră, căci acest concurs vă va oferi extrem de multe posibilități ca să activați în calitate de independență, de calificarea dumneavoastră, educator, învățător, sau, de ce nu, să fiți atenți la aceste statistici și să folosiți aceste date pentru a vă alege cariera dumneavoastră pe viitor. Am în vedere aici faptul că, văzând aceste statistici, ați putea să alegeți pentru programul de licență o specialitate care este aproape vocației dumneavoastră, dar totodată puteți să înțelegeți care dintre calificări este mai importantă și mai necesară pe piața muncii din Republica Moldova. Atunci când vorbim de o funcție vacantă, ne referim la o funcție, o normă de 14 ore pe săptămână pentru dumneavoastră cei începători. Aceasta înseamnă norma, nu 18 ore, așa cum este pentru toate cadrele didactice, ci 14 ore pe săptămână. Dumneavoastră beneficiați de acea reducere a normei cu până la 75%. Vorbim despre 1879 de posturi didactice vacante în toate instituțiile de învățământ general de Republica Moldova și posibilitatea de alegere, nu neapărat pentru fiecare dintre dumneavoastră, căci absolvenți fiind la programele de învățământ personal tehnic, restricția posturilor este un pic mai mare, dar general pe țară vorbim de 70 de profiluri și specialități. Atunci când zic profiluri și specialități, mă refer la faptul că, da, vorbim de profesori de matematică, chimie, biologie, fizică, dar și unele necesități în unele școli mici sunt pentru programe duble, așa cum e, spre exemplu, matematică și informatică, matematică și fizică sau educație pentru societate. Așa cum dumneavoastră puteți vedea pe acest slide, în ordine descrescătoare sunt prezentate specialitățile în conformitate cu necesarul de specialiști în țara noastră. Vedem capul listei profesorii de matematică și atragem atenția asupra faptului că pedagogie, preșcolar, educator, aici vorbim de absolvenți de licență și de instituții de învățământ personal tehnic, practic funcția fiind aceeași, asta ar însemna că practic puteți aduna aceste numere și le privi ca și oportunități pentru angajare pentru dumneavoastră. Dacă e să vorbim, ca în slide-ul precedent nu se vedeau clar cifrele, aici vedeți un clasament al celor mai multe locuri vacante și printre acestea, într-adevăr, se vede foarte, foarte clar tabloul și necesitatea de implicare a dumneavoastră în sistemul nostru educațional, căci
Vedeți, dumneavoastră, e nevoie de 251 de funcții în pedagogie preșcolară, apoi vorbim de educatori, 138, vorbim de pedagogie în învățământul primar, 113, conducătorii muzicali la care ne refeream, se referea doamna directoare, 87 și celelalte profiluri în conformitate cu numerele afișate, deci numărul, deci ofertele pentru dumneavoastră, într-adevăr, vedem pe acest slide, sunt extrem de favorabile pentru dumneavoastră. Dacă e să ne referim la o repartizare geografică a posturilor vacante, vedem că multe, deci un număr foarte mare de posturi vacante sunt în Chișinău, apoi repartizarea pe regiuni, pe raioanele din țara noastră. Vin aici cu un plasament al primelor 10 regiuni, să le zicem chiar dacă, da, deci 10 regiuni în descreșterea numărului de funcții vacante. Vedeți dumneavoastră că vorbim de Chișinău 500 cu 520 de locuri și UTA, Găgăuzia și așa mai departe. Atrag atenția asupra elementului Chișinău, căci într-adevăr pentru toți dintre dumneavoastră absolvenții colegiului Alexei Mateievici vedem posibil ca dumneavoastră să fiți angajați, da, în Chișinău sau în apropiere. Nu înseamnă că toți trebuie să rămâneți aici, dar ar fi posibil să fiți angajați aici și să continuați studiile la licență chiar la zi. Cu toate acestea, noi venim și cu oferta de studii la frecvență redusă, mă refer un pic mai târziu la aceste numere, dar chiar la zi este posibil să faceți studiile și, apropo, nu vorbim doar despre instituțiile din Chișinău, căci avem instituții de învățământ superior și în regiune. Vorbim de Bălți, vorbim de Cahul, vorbim de Comrat, unde avem instituții de învățământ superior și dumneavoastră ați putea continua studiile la un program de licență. Așa cum menționa și domnul ministru și vin aici cu câteva cifre, deci pentru anul de studii 2024-2025 vorbim de studii gratuite în domeniul științei ale educației sau educației de mai mult de 2500 de locuri bugetare. Dacă e să ne referim oportunități pentru dumneavoastră, atunci la licență vorbim de mai mult de peste 1200 de locuri bugetare. La masterat nu este încă cazul dumneavoastră, vom avea, deci proiectăm mai mult de 800 de locuri bugetare și în jur de 500 pentru colegii, viitorii elevi ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic la domeniul general științe ale educației. Vorbim clar că despre acea bursă majorată, deci dumneavoastră dacă veniți la studii de licență veți avea bursă majorată, deci de două ori mai mare față de colegii dumneavoastră, de până la 3.460 de lei și clar că ne referim și la acele cămine, zicem la tarife atractive și aș vrea să vă atrag atenția asupra acestui moment, căci dumneavoastră, fiind studenți la licență, puteți fi cazați în cămin, asta este destul de atractiv, zic eu, pentru un tânăr specialist angajat, deci veți fi cazați în cămin, ați putea activa, deci veți activa într-o instituție de învățământ, de educație timpurie sau deci învățământ general la nivel de învățământ primar și ați putea beneficia de locurile la care mă refeream ceva, deci la care ne refeream ceva mai devreme, de 350 de locuri au fost în proiectul pentru comanda de stat au fost
majorat esențial, deci practic într-adevăr urmarea discuției cu colegii dumneavoastră care au fost la minister și am avut această interacțiune, ce am mai putea face pentru, pentru a vă motiva pentru carieră didactică și propunem, sunt propuse aceste 350 de locuri bugetare pentru frecvență redusă. Eu zic să le priviți exact pentru dumneavoastră, căci absolvenți fiind, ziceam, deja puteți activa și realiza, urma un program de licență la frecvență redusă, asta, aceasta în cazul în care rămâneți în Chișinău, dar nu e niciun impediment, asta e și criteriul de bază, ca să mergeți în regiune, să activați și să urmați studiile la un program de frecvență redusă. E de menționat și iarăși vedem această inițiativă exact pentru dumneavoastră absolvenții de colegiu. În codul educației a fost introdusă modificarea care spune că dumneavoastră absolvenților de colegiu vi se recunosc zicem 60, putem să vorbim de până la 60 de credite de studii, asta înseamnă un an. Deci, în situația în care acele discipline le-ați studiat la programul de colegiu, am avut discuții cu cei implicați în proces, inclusiv cu doamna directoare Bercu, și noi constatăm, știind interacțiunea foarte bună a colegiului Alexei Matievici cu Universitatea de Stat și cu Universitatea Ion Creangă Pedagogică, cunoaștem sau am analizat că programele de studii sau disciplinele dumneavoastră studiate de specialitate de la anul 3 și mai mult 4 coincid cu unele module, discipline de la anul 1, uneori chiar și 2 de facultate, ceea ce înseamnă că dumneavoastră veți putea recunoaște credite, ce înseamnă că vă veți putea scurta traseul academic cu un an de studii, da? Deci cu un an să învățați 2, respectiv 3, sau dacă vorbim de frecvență redusă, deci cu un an mai puțin ca să luați diploma, credem că va lucra în favoarea dumneavoastră această inițiativă. A vorbit domnul ministru despre cele de indemnizație de care urmează de acum încolo pentru primii ani de activitate, 5 ani de activitate să fie 200.000 și respectiv pentru dumneavoastră 160.000. Vreau doar să menționez că prima, iarăși este, această propunere este o inițiativă nouă, căci dumneavoastră după 6 luni lucrate, aceste 6 luni sunt ca într-adevăr să vă testați vocația pentru carieră didactică, să nu fiți în situația că treceți printr-o procedură de obținerea acestei indemnizații și peste 2-3 luni înțelegeți, uite, nu este vocația mea. Noi tare avem încredere și mizăm pe dumneavoastră că veți fi implicați în proces și veți depăși provocările care sunt în prima perioadă. Ați trecut atâtea practici, cred că aveți un nivel de pregătire, dar și indemnizația prima, nu cum a fost până acum cu câte 40.000 în fiecare an, dar vorbim despre jumătate din tranșă, da? Deci 80, respectiv 100.000 după 6 luni efectiv lucrate și după încă un an, adică 18 luni efectiv lucrate, veți beneficia de partea a doua. Aceasta încheie în care vrem să valorificați la maxim această indemnizație pentru a vă aranja o carieră în acele instituții. Probabil cunoașteți, dar vrem să vă amintim despre acea compensație de 4.000 de lei de care beneficiază toate cadrele didactice pentru procurare de utilaje și materiale didactice. Dacă veți merge, alege să mergeți într-o instituție de învățământ general din mediul rural sau din centre raionale, aici iarăși a fost extinsă această posibilitate, vorbeam mai devreme doar de mediul rural, atunci veți beneficia de compensarea cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ și pentru consumul de energie termică și electrică. Aș vrea să menționez că aici vorbim de sume concrete care sunt consumul de energie electrică și termică în proiect de 3.000 de lei pe sezon, pe iarnă și vorbim de
1000 de lei pentru închirierea spațiului locativ. Asta nu neapărat în mediul rural ar putea fi chiar suma completă în raion, cred că și acolo, dar în raion ar fi un suport suplimentar pentru dumneavoastră. Am vorbit despre cele 62 de zile calendaristice, nu mai are nimeni în sistemul, deci în țara noastră, un concediu 62 de zile calendaristice și eu vreau să vă zic din experiența mea de peste 20 de ani că este extrem de bine să ai concediu 62 de zile calendaristice, nu din considerentul că ne odihnim, dar e plăcut să poți liniștit citi o carte, să poți pregăti niște materiale inclusiv dacă consideri. Deci cel mai mare concediu este pentru noi deci pentru noi cadrele didactice și vreau să neapărat să vă vorbesc că oportunități de evoluție în carieră sunt extrem de multe. Și n-aș zice aici doar despre cele 15 clase de salarizare, căci dumneavoastră avansând în carieră, obținând gradele didactice, într-adevăr creșteți clasele de salarizare și să știți că e procentual la cele 50-56 de clase inițiale, e o creștere într-adevăr destul de mare. La oportunități vreau să trec în revistă nu doar clasele de salarizare, căci în sistemul educațional, ținând cont de faptul că este prioritate pentru țara noastră, pentru, dacă vreți, președinție, guvern, Ministerul Educației și Cercetării și nu doar, oportunități de realizare în sistemul educațional în ultima perioadă sunt extrem de multe. Proiecte, parteneriate în țară și peste hotare, mobilități, în afară de faptul că este extrem de plăcut să lucrez cu noua generație, oportunități, într-adevăr, sunt extrem de multe și atâta timp cât e necesară implicarea noastră în dezvoltarea sistemului, înseamnă că potențialul nostru, competențele noastre, este loc unde să fie valorificate. În ultima iterație vreau să mă refer la concursul pentru repartizare, căci astăzi am publicat lista funcțiilor vacante, dumneavoastră vă rugăm să o analizați, ziceam, și din perspectiva angajării, dar și din perspectiva alegerii unei profesii care să... O să vedeți dacă e nevoie de profesor de matematică de 272 de profesori de matematică, înseamnă că eu cu siguranță, dacă aleg să iau un program de licență la matematică sau la fizică sau la limbă și literatură română sau la profesor de istorie, căci veți vedea aceste locuri vacante, aceasta ar însemna că acum nu pot lua acest loc vacant, dar șansele să am un loc pe care să-l aleg inclusiv în corespundere cu regiunea care mă avantajează sunt mai mari, acolo unde locurile vacante sunt mai multe. Deci vreau să trecem în revistă și faptul că ne-am străduit și într-adevăr vom fi alături de dumneavoastră, ne-am străduit ca algoritmul de aplicare să fie unul cât mai simplu posibil, deci am schimbat algoritmul și asta ar însemna că dumneavoastră, atunci când se lansează concursul, dar concursul va fi lansat în zilele imediat următoare, dumneavoastră veți aplica prin completarea unui formular online publicat pe pagina oficială a Ministerului, veți aplica prin completarea acelui formular cu date generale, nume, prenume, medie și așa mai departe. Ne-am gândit la dumneavoastră cei din absolvenți în anul curent, ca să nu așteptați diplomele și să puneți documentele respective, veți putea prezenta doar situația academică pe care o aveți la această etapă, adică chiar și înainte de examenele de calificare. Apoi, noi vă vom contacta în situația în care vor fi întrebări. Practic, prin aplicare dumneavoastră veți selecta una sau câte doriți, zicem noi, instituții în care vă doriți să fiți repartizați și în urma unui concurs, ca să nu ne speriem de acest concurs, vreau să dau aceste date statistice, căci vorbim de 1879 de locuri
Totodată vorbim de 1200, aproape 1300 de absolvenți în acest an, ceea ce înseamnă. Vreau să menționez că la concurs, iarăși în premieră, vor fi admiși nu doar tineri care au absolvit în anul curent sau ultimii 3 ani, așa cum a fost un pic mai devreme, dar vor putea aplica absolvenții care, a căror calificare corespunde cu disciplinele școlare, dar până la 35 de ani. Cu toate acestea, dumneavoastră, ziceam, înțelegeți că va fi un concurs ușor pentru dumneavoastră. Doar aplicați, noi analizăm dosarul dumneavoastră, care e extrem de, deci nu necesită altceva decât confirmarea practică a studiilor dumneavoastră. Și vom publica urmarea, deci dacă va fi cazul, vă vom contacta pentru detalii. Cam mai apoi, urmare a acestor analize, acestor dosare, să publicăm pe pagina Ministerului rezultatele repartizării. Va vorbim aici despre un ordin al Ministerului Educației și Cercetării. El va fi valabil și public. Dumneavoastră ar trebui să vă păstrați o versiune PDF, pentru că asta este confirmarea, gata, nu trebuie să mergeți după adeverințe, certificări, unde și cum, deci descărcați de pe pagina Ministerului ordinul și aceasta este repartizarea dumneavoastră, iar ulterior trebuie să mergeți în instituție și să semnați acel contract de muncă. Vorbim de regulă de contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, dar în situația în care dumneavoastră semnați contractul de muncă, e un contract standard de muncă, nu aveți frica că va trebui ceva, știu eu, aveți unele obligațiuni. Obligațiunea noastră este morală, să putem contribui maxim posibil la sistemul de dezvoltare, sistemul educațional din țara noastră și respectiv la, deci, formarea următoarei generații. La nivel de contracte, dumneavoastră, doar dacă veți beneficia de indemnizații și pe parcurs veți gândi că nu e cariera mea didactică pentru mine, noi tare sperăm că asta nu se va întâmpla în cazul dumneavoastră, atunci veți putea, va trebui să întoarceți indemnizația dacă lucrați mai puțin de 5 ani, dar nu de la bun început prin semnarea acelui contract. Nu, e un contract standard de muncă și ziceam doar după 6 luni efectiv lucrate depuneți dosarul pentru obținerea indemnizației, astfel încât să nu fiți în situație de risc, să nu fiți în situație de stres, uite, pot sau nu pot. Vă rugăm să încercați și avem încredere că veți reuși. Ținând cont de faptul că vorbea domnul ministru, vă oferim și o normă redusă de 14 ore, nu 18, și un mentor care va fi salarizat special pentru aceasta. Și lucrăm la inițiativele de... Deci se lucrează la dezvoltarea instituțiilor de ceva vreme, dar acum prin inițiativa de școală model ne dorim ca și mediul în care veți activa să fie unul și pentru copii și pentru dumneavoastră în calitate de cadru didactic atractiv și să ne simțim bine în procesul educațional. Am vorbit despre acea perioadă când puteți deja beneficia de indemnizație și despre faptul că conform contractului pentru a beneficia de indemnizație trebuie să activați cel puțin 5 ani. Repet, nu vă speriați că nu se întâmplă prin contractul semnat de muncă, dar atunci când beneficiați de indemnizația completă. Vedeți cât e de simplu procesul. Sunt sigură că veți analiza aceste oportunități și sper să, într-adevăr, să vă găsiți locul potrivit pentru fiecare dintre dumneavoastră în care să vă simțiți bine în calitate de cadru didactic. Voi încheia prin a vă spune repetat că eu în sistem activând în calitate de cadru didactic, apropo, în cea mai, acolo unde este cea mai mare lipsă de,
de cadre didactice, profesor de matematică și s-a părea că e un pic mai complicat de motivat pentru disciplină. Întotdeauna m-am simțit foarte bine și am identificat extrem de multe oportunități în acest domeniu. Deci, fiți pro și alegeți să fiți profesori. Doamna Percu, dumneavoastră, invitați eleva să ne vorbească despre... Da. Eu, în primul rând, aș vrea să spun că însăși procedura aceasta de repartizare în câmpul muncii a fost simplificată la maximum, exact, fiindcă această procedură trecea prin colegiu, cu diferite oferte, cu oferta de la Ministerul Educației, iar acum ei singuri pot aplica la instituțiile la care dumneavoastră doriți. Și în cazul de față este foarte, foarte mult mai ușor ca să aplicați și să obțineți acea profesie, acel post pe care vă-l doriți în domeniul pe care l-ați studiat și l-ați finalizat. Și dacă vorbim noi despre elevele noastre, deci eu vreau să atenționez că chiar și dacă sunt absolvenți, o bună parte din elevii noștri activează de acum, atât în învățământul primar, cât și în educație timpurie. Și invităm eleva grupei 43 școlară, specialitatea învățământ primar, ca să ne vorbească ce simte ea și ce își dorește. Da, bună ziua tuturor. Sunt viitoare absolventă a Colegiului Alexei Matievici, grupa 43 școlară, anul 4, specialitatea învățământ primar. După absolvirea colegiului voi merge la facultate cu profil pedagogic, frecvență redusă. Vreau să menționez faptul că deja activez în domeniu, treapta învățământ primar. De ce am ales anume meseria de învățător? Pentru că este o meserie, o mare și frumoasă profesiune, este o meserie atât umilă cât și plăcută, mândră. Nu este vorba doar despre a transmite cunoștințele învățăceilor, dar și despre emoție, despre suflet, despre conexiunea cu copiii de la suflet la suflet. Încă de mică îmi doream să devin învățătoare. De ce anume învățătoare? Pentru că mi-am iubit foarte mult prima învățătoare, ceea ce nu se uită niciodată. Mereu îmi doream să mă port ca ea, să vorbesc ca ea, să iubesc la fel cum ne iubea. Și cred că a fost un factor care m-a motivat foarte mult. Deși părinții insistau să fac medicină. Dar mi-am urmat capriciu, să zic, pentru că îmi doream foarte mult să devin învățătoare. Adunam toți copiii din curte ca să o fac pe doamna învățătoare. Și să menționez așa la sfârșit, mulți cred, la fel cum am menționat, că profesia de dascăl este să transmiți cunoștințele, însă cu dragoste și atașament, fără dragoste și atașament, cred că nu ne reușește nimic. Trebuie să aici în suflet. Dragi elevi, dacă aveți întrebări, fiindcă a fost un discurs din partea doamnei secretar de stat foarte amplu și eu cred că pe litere s-a lămurit ce aveți de făcut pe viitor. Cine merge la facultate? Da, asta mă gândeam, să-i provocăm, să ne spună. Să facem sondajul cu ridicarea de mână. Așa, cine știe în ce școală se lucrează? Deja, așa. V-ați ales sau Dar ele sunt în lista aia? Urmează astăzi repede să verificăm. În această cheie, domnule ministru, într-adevăr să menționăm că în situația în care vom avea un concurs și ne dorim să publicăm rezultatele cât de repede posibil, asta ar însemna cel târziu pe la începutul lunii iulie, ca să fiți să mergeți determinați în vacanță, să știți că aveți un post de muncă. Iar pentru locurile neacoperite, noi urmează să lansăm următoarea etapă a concursului, să zicem următorul concurs, ceea ce înseamnă într-adevăr că dacă doriți sau cunoașteți funcția respectivă vacantă, noi avem încredere că organii locale de specialitate au fost receptivi la toate locurile, dar dacă cumva vedeți elemente, aceasta ar însemna că va fi un proces continuu. Deci continuu de completare e natural, să continuu.
de completare a listei funcțiilor vacante și continuu de angajare. Nu continuu la zi, dar concursuri vom lansa de fiecare dată astfel încât să. Așa că să folosiți această oportunitate la fel. Dumneavoastră ați avut o întrebare, pare că așa? Da. Permițându-le acestora să se concentreze mai mult pe predarea și pe elevii pe care i-ai în clasă. Da. Știu că se lucrează la Noi am simplificat nomenclatorul acum pentru, da, în general, toată documentația școlară și mai puțin semnificativ cât era anterior. Pentru clasele 1-a, 4-a, că majoritatea cred că o să meargă ori în grădiniță, ori învățământul primar. Partea aia cu descriptor e mult mai simplu, e singur foaie, înainte acolo trebuiau completate documente mai lungi. Planificarea didactică de lungă durată este toată publicată pe pagina Ministerului. Deci puteți să noi vă încurajăm oricum să treceți printr-un proces reflexiv, adică nici să nu luăm exact notamon ce a publicat Ministerul, să ne interesăm ce este acolo și eventual să ajustăm reșind din copiii care sunt în clasă, dar de principiu este toată. Și acum noi facem proiectarea didactică zilnică. Deci înseamnă că și planurile zilnice ale lecțiilor îți vor fi pus la dispoziție, aveți manual, aveți planul zilnic al lecțiilor, v-ați pregătit și îl livrați. Nu mai este necesar de a proiecta de sine stătător. Deși, iarăși, nu este rău să trecem printr-un proces reflexiv și să încercăm să aplicăm cunoștințele, că cu siguranță ați dedicat destul de mult timp proiectării didactice aici la colegiu și atunci nici nu vrem... Nici nu vrem să se piardă toate lucrurile astea. Dar... Mă scuzați, domnul ministru, în acest context eu vreau să spun că ele merg la îndeosebi la practica de absolvire care precede examenilor și vin cu dosare la conferința de totalizare și vin cu dosare și cu proiecte foarte multe pe care ulterior ele folosesc în activitatea sa didactică. În general, așa, pe termen mediu și lung, noi oricum trebuie să mergem în direcția în care cerem mai mult de la profesori. Asta este foarte, foarte important. Noi avem aceste prevederi legate de necesitatea masteratului în profesie și noi vă încurajăm să continuați studiile. Pentru că nivelul de competență este extrem de important. Noi concurăm cu țări care cer ca profesorii să aibă masterate pentru ca să poată preda. Noi suntem mai deschiși, acum ținând cont de deficitul care îl avem, dar sperăm foarte mult că nu o să vă limitați doar la studiile din colegiu, dar o să mergeți să o să faceți mai departe licență, după care o să mergeți să o să faceți și un masterat, având deja și abilitățile practice pe care o să le căpătați în procesul de studiu. Noi ne-am întors recent, azi noapte, ne-am întors din Estonia, și acolo toată lumea are masterate în mod obligatoriu, la fel și în cazul Norvegiei. Deci ei pun foarte mare accent pe nivelul de pregătire a cadrelor didactice, dar fac și alte lucruri foarte curioase pentru sistemul nostru și noi vă încurajăm să gândiți la fel. Noi vrem să avem mai mult experiment în sistem, mai multă deschidere, mai puțină birocrație și mai mult spațiu pentru voi să vă simțiți autonomi. Deci ei, fiecare școală acolo decide propriul orar, propriul curriculum, modul în care evaluează profesorii. Deci există libertate practic totală, profesională pentru profesori, dar și foarte multă instruire și suport. Și cumva asta este direcția în care vrem să mergem. Dar partea de birocrație cam aici suntem. Și ea o să, deci asta e o prioritate pentru noi și e cu semnificativ mai puțin decât era anterior. Spre exemplu, în Finlanda trece la un program de studiu abia, deci este admis unul din 10 candidați la admis. Doar 10%, da? Noi clar că ne dorim să tindem încolo. Și ceea ce zicea domnul ministru, ca să activezi sistem, sunt necesare studii de masterat. Noi suntem acum pe profesional tehnic și în sus licență, apoi masterat doar pentru liceu și ne dorim în această direcție, această creștere, într-adevăr. Noi acoperim acum costul pentru formarea continuă, pentru profesori, deci avem 4.000 anul ăsta, 3.000 de educatori, o să avem un masterat special dedicat pentru directori de școală, asta tot e foarte important și o să investim mai mult în formarea continuă, asta este critic. Dar la moment, pentru voi e important să intrați pe pagina Ministerului, să vedeți lista școlilor. Noi vă încurajăm și aici încurajăm și pe doamna directoare foarte activ în primul rând să instruim copiii cum să aplice, că aici cum se completează formularul. Vom mai veni odată în instituția dumneavoastră să ne întâlnim cu toți absolvenții. Și în al doilea rând, întrebarea cum alegi școala. Da? Cu opțiuni chiar și în Chișinău sau în zonele apropiate. Sunt multe. Sunt, cred că, nu știu, vreo 10, vreo 100 de școli. Și ori mergeți să le vizitați, vă luați un pic de timp, dacă e nevoie, noi să vă facilităm conexiunea cu directorul și cred că și doamna directoare poate direct, să faceți un tur a instituției. Instituțiile sunt destul de diferite, unele sunt foarte bine dotate, unele mai puțin, condițiile de muncă. Deci, voi sunteți într-o zonă destul de privilegiată.
în sensul în care de voi este nevoie, voi alegeți în mare parte unde vreți să mergeți. Așa că simțiți-vă speciali în sensul ăsta și mergeți și uitați-vă. Și alegeți școala care vă place și care o să vă primească mai bine și unde lumea e deschisă și vrea să vadă fețe luminoase și tineri în instituție. Ok, dacă mai aveți întrebări? Dacă nu, noi o să revenim curând, da? Doamna Rusu, perfect. Vom veni să ne întâlnim cu toată lumea imediat după ce lansăm concursul, ne întâlnim pentru momente tehnice, cum aplicăm, ce alegem și cum... Dar chiar vă explorez să mergeți, adică împreună cu doamna rectoră, nu știu, poate faceți un grafic, vedeți dacă coincid mai multe instituții, prezintă mai mare interes și să mergeți să le vedeți. Ok? Da. Combaterea problemei de plecare a tinerilor specialiști din sistem. Și anume mă refer la persoanele care merg în instituții, sunt angajați, muncesc un an, doi și pleacă din acest sistem. Cum încercați, care sunt măsurile pe care vreți să le luați pentru a combate această problemă? De parte, partea asta financiară, care a apărut acum și s-a majorat semnificativ, mentorii, pentru că multă lume, sau bun, o parte din lume pleacă, eu nu cred că din motive financiare. Nu neapărat să regăsesc în instituții, mai avem încă de lucru un pic cu deschiderea instituțiilor pentru tineri și viziuni așa mai noi, mai proaspete și mentorii o să aibă rolul important în partea asta și însuși faptul că noi ne dorim să avem o conexiune cu voi. Noi nu avem, de exemplu, Asociația Tinerilor Pedagogi. Și asta ar fi la fel un lucru foarte bun, pentru că voi aveți provocări comune, situații comune, există și anumite diferențe de generație. Și atunci, pentru că să putem să gestionăm și să existe o relație așa mai apropiată, noi o să vă contactăm frecvent și o să încercăm să vă organizăm inclusiv într-un grup cu care să putem comunica structurat. Și dacă apar anumite probleme și anumite dificultăți, schimbăm instituția sau intervenim și vedem ce putem îmbunătăți în relația cu ceilalți. Și partea salarială, asta o să se majoreze în următorii ani. Dar la această etapă, mi îmi pare oferta foarte bună. Deci îți poți să lucrezi 8-9 mii, poate și mai mult, depinde și din încărcătura care poate oferi instituții, dar sunt instituții care dau și o normă jumătate și dirigenție. 200 sau 160 de mii de lei, plus studii gratuite. Dacă vă duceți la zi, primiți bursă și contract gratuit. Dacă vă duceți la fără frecvență, contractul e gratuit. Cămin la 22, 23. Și dacă vă place ceea ce faceți, îmi pare o ofertă decentă. N-aș zice ofertă, n-aș zice fenomenală, dar cu siguranță peste ceea ce oferim pentru alte specialități și e ofertă destul, destul de bunicică. Domnul ministru, printr-o comparație, în Statele Unite, în unul din state, da, Indiana, deci indemnizația pentru tânărul specialist încadrat este tot 10.000 de dolari ca și în țara noastră, având în vedere potențialul economic a țării. Deci, într-adevăr, este un angajament extrem de mare în această direcție și de aceea ne punem miza tare mult pe dumneavoastră. Toate! Dacă îl cuplați cu un program de prima casă, folosiți asta ca și o primă rată. Cam puțin băieți la voi, dar dacă mergeți împreună, atunci, în general, îți 20.000 de euro. Asta permite mult mai mult. Cu sigur băiat avem și el e la serviciu, pentru că o bună parte, da, pe Constantin l-ați văzut. Da, Constantin, el era și cu idei. Întâlniri și atunci când... Să trebuiască să lucrăm alea la partea asta cu masculinizarea profesiei. Dar un băiat la multe de data asta. Medici. Tot este indemnizație și pentru tineri medici. Așa că atunci, în general, pentru familie. Formula ideală, domnule ministru, da, medic bendiță. Și profesor extraordinar. Da. Bun, ne-am bucurat să vă cunoaștem și noi o să revenim la voi. Baftă și sperăm, cum spuneam, să vă vedem la 1 septembrie în școală, cât mai mulți. Mersi! Domnul ministru, doamnă secretar de stat, noi vă mulțumim și eu vreau să zic că, începând probabil de la independență, pentru prima dată, eu cred că s-a deschis acea poartă de finanțare referitor cu sprijinul financiar de partea Ministerului Educației cu sprijinul Băncii Mondiale, dacă aș spunem așa, fiindcă s-au investit anume în colegiile pedagogice sume enorme de bani și în cazul de față aceasta ne face să asigurăm calitatea învățământului și să dotăm instituțiile și să formăm profesorii și să elaborăm suporturi de curs la disciplinele de... Da, ne bucurăm tare mult și da, sperăm da, da, să avem și... Da, 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 da. Mulțumim mult! Mulțumim! Baftă!